Am revenit prieteni la dialogul nostru cu Eric Brewer, pastor și misionar, lucrarea cu copiii. Ai făcut misiune 10 ani în Republica Moldova, ai fost pastor acolo. Discutăm astăzi despre bunul simț. Acum, o caracteristică generală a bunului simț, am putut observa că este aceasta. Nu acceptă critica și nu acceptă să zicem, un om lipsit de bun simț, nu acceptă să-i se atragă atenția. Măi, n-ai făcut bine, e greșit ceea ce faci. Culmea că astfel de oameni au și un simț din asta al superiorității, un aer de superioritate foarte dezvoltat. Poate fi și un mecanism de apărare, adică cum să lase de la el și să accepte că a greșit, dar poate fi și ceva bine în pământenit, să spun așa, bine consolidat în sufletul persoanei respective. Acum noi știm așa, și asta e concluzia, e ultima parte a emisiunii. Credem că bunul simț se învață în familie, de asta se numește perioada celor 7 ani de acasă. Se învață în familie. Credem că familia e cea care construiește cărămizile și apoi cărămizile sunt puse, dar prima dată cărămizile, calitatea cărămizilor, spunea Noica, va face construcții, clădiri de calitate. Și noi credem că familia e cea care face cărămizile. Dacă vom avea cărămizi sănătoase, bune, adică cărămizile sunt valorile, am explicat asta, vom avea persoane bune și cu valori. Mai știm ceva, mai știm că dacă s-a pierdut aspectul acesta, perioada celor 7 ani de acasă, s-a ratat, mai putem mai târziu să mai corectăm. Putem. Dar eu vreau să te întreb altceva. Dacă am depășit vârsta maturității, și avem oameni fără bun simț, obraznici, ăsta e termenul pe care îl folosim în România, putem să spunem și mitocani, putem să aducem mult mai multe cuvinte. Se mai poate face ceva? Da, eu știu că există schimbare, e posibil. Eu pot să vă dau mai multe exemple, dar să iau pe mine ca exemplu. Eu când aveam 18 ani, asta e prima dată în viața mea când am deschis Biblia, când am citit din Biblie. Până atunci nu mă duceam la biserică, nu mă rugam, nu citeam din Biblie, așa cum am spus. Și eu nu știam multe lucruri, mai ales despre bunul simț. Am dat un exemplu de bunelul meu, cum el m-a învățat pe mine să mă salut cu oamenii. Dar, în afară de asta, nu prea aveam educare de bunul simț. Dar când am ajuns la vârsta de 18 ani, eu am dat de o moldovancă, așa cum v-am spus, și ea, de fapt, este prima persoană care a pus în mâna mea o Biblie și a deschis-o și m-a ajutat pe mine să o citesc. Și citind acolo, mi-am dat seama că eram un băiat așa rău, cam rău, așa ai scris, un om păcătos, să zicem așa. Dar nu făceam lucrurile bune, nici eram egoist, eram foarte mândru, mândru de mine, dar nu reușeam să fac ceva în viața asta, dar eram mândru și nu înțeleg ce, dar acum îmi dau seama de ce așa. Dar citind în Biblie am văzut că oamenii sunt păcătoși, oameni care sunt departe de Dumnezeu, nu știu de bunul simț. Și am auzit pentru prima dată despre Iisus Hristos, că El a murit pe cruce să plătească prețul păcatelor mele. Și m-am predat viața lui Iisus și am învățat că un om se poate schimba. Biblia spune că e naștere din nou. Ne naștem din nou. Avem prima naștere noastră, care toată lumea știe. Noi suntem, Nașterea biologică. da, dacă suntem aici pe pământ, înseamnă că ne-am născut. Dar Isus vorbește despre o a doua naștere, o naștere spirituală, unde când Dumnezeu ne schimbă, când El ne învață din cuvântul Lui, din Biblie. Și am aflat de asta și mi s-a întâmplat mie asta. M-am născut din nou. Dumnezeu mi-a schimbat mentalitatea, mintea, așa cum eu percep lumea care este în jur. Așa, gândirea mea despre oameni. Eu înainte eram, așa cum am spus, foarte egoist. Mă gândeam doar la mine. Vroiam să fiu eu slujit de oameni care erau în jur. Vroiam să ajung așa un om mare, un om de putere, un om cu poziție în societate. De ce? Pentru că vroiam să am oameni în jurul meu, să mă slujească. Dar după ce m-am pocăit, când m-am predat
predat, mi-am predat viața Domnului, schimbarea a avut loc și am început să mă gândesc altfel, că cum eu pot să slujesc? Nu să fiu slujit, dar să slujesc oamenilor care să... Adică să oferi. Da, să ajut. Să fiu, da. Și când văd o problemă, să sar eu primul în ajutor. Să nu aștept că asta e pentru altcineva, nu e pentru mine. Și după ce am văzut asta, și am început să studiez Biblia și am dat de împăratul Solomon, de împăratul David și ei au scris foarte mult despre bunul simț. Și am început să studiez ceea ce au scris ei despre bunul simț în Biblie și mi-am dat seama că eu n-am. Sau până acum n-am avut, dar vreau să am. Și am învățat așa, pas cu pas, dar nu singur. Eu am avut un învățător și am un învățător care a stat lângă mine, care s-a împlăcat în viața mea și care m-a ajutat să studiez mai departe. Nu soția mea acum, dar ea avea și un învățător și ea mi-a făcut cunoștință cu el. Și el a luat pe mine așa, ca un băiat de mic și a început să mă învețe. Cum să studiez Biblia, cum să înțeleg eu Biblia, cum să trăiesc ceea ce este scris acolo și am văzut schimbări în viața mea. O schimbare radicală, deodată, dar după asta cu pași mici. Așa, schimbat asta, am învățat asta, am pus în aplicare. Am învățat asta, am pus în aplicare. Și așa, puțin cu puțin, să schimba viața zi cu zi. Și mi-am dat seama că sunt foarte mulți copii, sunt foarte mulți tineri și sunt foarte mulți adulți care n-au fost învățați. Pur și simplu n-au fost învățați. Nu vreau să spun că ei n-au ce 7 ani de acasă, dar nu știu. Fiecare familie e diferită, fiecare situație e diferită. Dar e foarte important că să ai un om în viață care se implică în viața ta, care te corecteze când e nevoie, că avem nevoie să fim corectați. Noi nu vrem să acceptăm asta deodată, dar e bine, e pentru binele nostru și dacă suntem înțelepți, așa cum e scris în Biblie, noi acceptăm corectarea și facem ce învățăm și punem în practic și sunt acolo schimbări. Și de atunci, când aveam de la 18 ani până acum am 35, așa cum am spus, am început și eu să mă implic. Întâi în viața tinerilor și după asta în viața copiilor și am observat că când copiii n-au părinți care se implică, eu trebuie să ajung și la părinți. Și ajung pe părinți, că am auzit de la părinți că ei zic că noi vrem să ne implicăm în viața copilului, noi vrem să educăm copilul nostru, dar noi nu știm cum. Ajută-ne. Și eu sunt de folos lor. Nu e nicio rușine să cer ajutor. Nu, nici de cum. Și eu cer ajutor de la învățătorul meu întotdeauna. Eu am o situație ca asta, ce să fac eu acum? Dar asta mi s-a întâmplat, de ce să fac eu acum? Și așa mai departe. Și asta e pentru binele meu. Eu recunosc asta, am nevoie de asta. E un pas spre progres, a recunoaște că nu știi sau că nu poți, dar... Biblia, știți cum îl numește pe cel care nu primește mustrarea și nu vrea să accepte că a greșit sau că nu știe? Nebun. Și nebunul, din contră, zice Biblia așa, mustră-l pe înțelept sau distrage atenția, înțelept. Avem aici, în capitolul 1 din Proverbe, vorbește și de bun simț. Adică înțeleptul are de-a face și cu bunul simț. Mustră-l. Și zice, înțelepciunea lui va crește. Mustră-l pe nebun și o să facă nimic. Ba mai mult, a mustra un nebun e ca și cum ai lua un câine de coadă, se întoarce și te mușcă. Da. Am vrut să spun că, uite, sunt oameni care cred că educația e soluția. Tu spui că biserica și nașterea din nou. Biblia te-a schimbat pe tine. Tu n-ai avut parte de implicarea părinților în perioada copilăriei, cei 7 ani de acasă? Am avut, dar nu așa de mare. Să zic eu. Și au lucrat mult? Au lucrat. Mama a lucrat la școală primară, tatăl inginer și așa, la lucru. Unii cred că educația e soluția. Asta e în special filozofia umanistă. Umaniștii spun că educația va schimba lumea, că schimbă societatea. Dar eu îmi permit să spun așa. Pentru că am spus că bunul simț are de-a face cu persoana mea, cu ceilalți și cu natura. Avem o grămadă de oameni care au bun simț, care au școală, educație, diplome.
de la titlu de licență, masterat și doctorat, dar se dovedește a fi oameni fără bun simț. Îi sfidează pe ceilalți, îi batjocoresc, îi umilesc. Îmi permit să spun, în România, nu știu cum e la voi, avem oameni în conducerea țării. Și de ce spun că pot fi catalogați și etichetați ca fiind oameni fără bun simț? Pentru că nu interesează bunăstarea celorlalți. Egoiști, centrați numai spre persoana lor, fură din venitul statului. Din venitul statului, când vorbim de banii statului, vorbim de banii comuni, banii populației, banii românilor. Noi suntem contribuabili, plătim taxe, impozite și așa mai departe. Și avem astfel de oameni de la primărie până sus la președinție, avem poate și profesori fără bun simț și așa mai departe, care încarcă și sfidează tot felul de norme de bună stare și de bună conviețuire în societate. Și asta dovedește că, de fapt, educația nu poate schimba un om. Însă tu spuneai și spun și eu același lucru, că soluția este Evanghelia. Da. Iisus Hristos vorbește despre naștere din nou și Sfântul Apostol Pavel spune că omul nou e nou, adică toate lucrurile s-au făcut noi, toate domeniile. Eu am fost un astfel de om, un om fără bun simț, am fost un golan, am fost un mitocan, îmi permis să spun. Dar în ziua în care m-am întâlnit cu Evanghelia, totul s-a schimbat. Fără să știu de unde am învățat că nu e frumos să scui pe stradă, că nu e frumos să stau cu picioarele pe o bancă, că cineva mai bine să se așeze, că nu e frumos să mănânc semințe. Spun acum câteva lucruri foarte comune, foarte des întâlnite și așa mai departe. Lucruri care le-am învățat citind cartea asta. Ce n-am reușit să învăț în 7 ani de acasă, am învățat poate undeva după 20 de ani, citind Biblia și mergând la biserică. Eric, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea la acest dialog. Din păcate, timpul nostru a expirat. Sper ca data viitoare, când vei mai fi în România, să ne întâlnim din nou. Ce mai mare plăcere. Sper și îți doresc să fii eficient în ceea ce faci. Mulțumesc. Să poți să ajuți pe copii și să poți să ajuți și pe părinții care au nevoie de ajutor. Îți doresc succes și binecuvântare în tot ceea ce faci. Mulțumesc. Prieteni, asta a fost emisiunea noastră. Acesta a fost dialogul despre bun simț. Sperăm că v-am fost de folos. Până data viitoare, vă doresc numai bine și binecuvântările lui Dumnezeu. La revedere!